demonstrează că în perioada cât s-a aflat în arest la domiciliu, deși el susținea că a folosit un telefon simplu cu taste, nu un telefon performant, dar în realitate probele au demonstrat, care au fost administrate inclusiv ieri, că s-a folosit de mijloace tehnice care permiteau să comunice prin rețelele de comunicare, și anume Telegram, și să interacționeze cu alte persoane pe cauza penală. Și a folosit un telefon mobil, de model iPhone 13 Pro Max, începând cu ziua de 26 mai până la data de 10 iunie, când a scos, deci numărul de telefon care avea, l-a introdus un alt aparat de telefon, iar acel telefon a fost transmis altei persoane. Persoanele respective nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, urmează să se întâmple măsuri, să stabilim cum a ajuns acel telefon de la Iordan la cealaltă persoană, ce legături au, pentru a documenta și arăta caracterul complex al acțiunii și comportamentul vădit al îndemnitului, orientat de a distruge probele și de a crea impedimente la efectuarea urmării penale. Noi vom depune toată diligența ca în următoarea perioadă să fie administrate suficiente probe pe anumite capete de acuzare și cauza penală în cazul în care se vor stabili circumstanțele conform articolului 291 Codul Procedură Penală și vom constata că sunt suficiente pentru a întocmi rechizitoriu, să se sesizeze instanța în modul prevăzut de lege. Precizez, cu respectarea principiului prezumției nevinovăției, doar instanța de judecat urmează să stabilească acest aspect. De respecție de la domiciliu, nu are dreptul să vorbească cu presa. Până la urmă, domnul Igor Madon a fost a venit și o trebuie. Până la urmă, are dreptul să vorbească cu presa sau nu are dreptul? Arestul la domiciliu presupune măsura preventivă în care individul, persoana, este izolată de societate. Asta este indicat expres în articolul 88 Codul Procedură Penală. Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău la 29 iunie, când a emis decizia, a comunicat că procurorul poate să solicite prin ordonanță, când inițiază procedura de prelungire și prin demers, să solicite aplicarea prevederilor articolului 34 în tot procedură penală. Și aici, prin ordonanța din 18 august, am inițiat procedura de prelungire a măsurii preventive și demersul la punctul 1, am solicitat ca judecătorul de instrucție să aplice legea în mod exact și în mod egal, așa cum este pentru orice persoană, indiferent de fiecare aspect. Urmează să stabilim, de în cine judecat am dezbătut acest aspect, judecătorul s-a expus asupra acestui aspect. Urmează să vedem care va fi decizia și, respectiv, vom acționa în consecință de cauză. Vreau să vedeți în tot acest dosar,